pentru că știe că cel mai mare fan din presa autoromânească pentru Fiat 500 sunt eu, la primele teste internaționale cu vârful de gamă 500X, Giurgea s-a dus singur. Doar el. Ca să se recompenseze și pentru că eu am plâns o săptămână după acest eveniment, acum m-a trimis la Bari, de unde am preluat un vârf de gamă diesel 4x4 și automat, pe care îl voi conduce până la fabrica unde se construiește mașina asta și unde eu voi avea acces privat pentru un tur. La Melfi. Pentru că italienii sunt foarte mândri de tradiția lor, drumul de la Bari la Melfi l-a dus pe Bratu prin locuri superbe, veritabil italienești. Drumuri străjuite de măslin cu vârste respectabile, zone în care se cultivă cele mai bune ingrediente ale bucătăriei italienești sau orașe pitorești care păstrează pur stilul de viață de odinioară. Pe lângă bucătărie și tradiții, italienii au însă și o industrie auto cu o istorie impresionantă. Iar mașina care va scrie o istorie extrem de importantă pentru Fiat în următorii ani se vinde deja din ianuarie și a fost comandată până acum de peste 10.000 de clienți din toată lumea. Deci este important să vedem cum o construiesc italienii, nu? Voglio da te După minunatul drum prin Italia, prin împrejurimile fabricii de la Melfi, am ajuns la locul faptei. Sunt acum într-o zonă foarte mică față de cât de uriașă este de fapt uzina de la Melfi, o zonă numită Pilotino. Aici practic este un centru în care viitorii oameni care vor construi Fiat 500X, Fiat Punto și Jeep Renegade la această uzină învață ce trebuie să facă. Urmează acum să mergem și noi într-un tur mai special al fabricii. Pentru a înțelege mai bine cum stă treaba cu uzina de la Melfi, l-am rugat pe directorul fabricii, signore Nicola Intrevado, să ne spună care sunt cele mai importante cifre ale locului pe care îl conduce. Bene, quali sono i numeri più importanti di questo stabilimento? I numeri più importanti sono questi, vi faccio un minimo di storia. Lo stabilimento è nato nel 1991 ed ha incominciato a produrre nel 1993. È nato per l'appunto, per la Fiat Punto. Nella sua storia ha prodotto circa 6 milioni di automobili. Lo stabilimento occupa un'area di poco meno di 2 milioni di metri quadrati, di cui 450.000 metri quadrati coperti. In questo momento siamo in 8.000 dipendenti. In questo periodo stiamo producendo circa 1.450 macchine al giorno. Alături de oamenii care lucrează în trei schimburi la Melfi pentru a produce aceste mașini zilnic, aici au fost angajați pe o perioadă nelimitată aproape 1.000 de roboți. Ei produc elemente de caroserie în zona matrițelor, iar mai apoi construiesc baza unui 500X folosind 200 de segmente diferite și 70 de metri de adeziv special în secțiunea de asamblare caroserie de la Melfi. Unul dintre cele mai spectaculoase momente pe care le-a văzut Bratu s-a consumat în locul în care 18 roboți sudează 100 de puncte pe o caroserie de 500X în același timp. Și în zona de vopsitorie lucrează o armată de 54 de roboți care colorează zilnic non-stop câte o caroserie la fiecare 90 de secunde. 3,5 kg de vopsea sunt folosite pentru o caroserie de Fiat 500X. În fine, în ultimul stadiu al producției unui Fiat 500X, zona amariajului, adică acolo unde motorul este montat pe caroserie și apoi aceasta este dotată cu restul componentelor, lucrează 15 roboți, 24 de sisteme de manevrare a componentelor și 278 de stații automate de înșurubare. Oricum, dacă vreți să vedeți mai detaliat ce se întâmplă în uzina Fiat de la Melfi, aflați că nu trebuie să călătoriți fizic în Italia pentru a face asta. Datorită Google Maps Business View, Fiat devine primul constructor din lume care te lasă să faci un tur virtual prin fabrica sa la adresa de web de mai jos. Buon viaggio!